Ah, dragilor, este cald, avem 33 de grade în studio, dar avem la test un monitor de la Acer, Acer Nitro, pe numele lui XB322U. Câteva specificații deja le avem pe cutie, tracing premium, HDR600, display IPS, timp de răspuns 0,5 milisecunde, 270 de Hz cu overclock, spun ei, 99% acoperire Adobe RGB, very nice, very nice. Și rezoluția 1440p, adică 2560x1440, ceea ce înseamnă că astăzi nu avem de face cu un ultra-wide. O să avem un monitor un pic mai înăltuț, după cum se vede și după cutie. Dar intro și probabil că veți vedea acest monitor deja instalat, pentru că singur în studio și va trebui un pic aici, you know, adică mi-ar și trebui niște ajutor, dar nu l-am, mă voi ajuta singur. Intro. Interesant, iată de văzut aici că avem șurubel. Bun, dragilor, ăsta a fost intro și trebuie să vă zic că între timp l-am instalat și chiar l-am testat un pic și este un monitor cel puțin interesant. Dar hai să începem un pic cu aspectul, cum începem de obicei. Arată destul de ok, evident cu un bezel foarte mic, cu partea asta de bărbie, ca să zicem așa, mai mare, ceva, zic eu, normal în ziua de astăzi. Se vede aici LED-ul care este pornit, care arată că este pornit, este un pic scos așa în relief. Ce e foarte, foarte important de menționat, am observat că el se poate așeza așa sau așa, are o cursă destul de lungă, după părerea mea, se poate duce destul de mult în jos, dar și destul de mult în sus. Și foarte interesant, se poate și roti din bază. El este, de fapt, baza se rotește, nu din brațul din spate, din brațul de susținere sau picior sau cum vreți să-i spuneți. Bun. Și din testele noastre am observat că el vine ca un monitor el ne este prezentat ca un monitor de gaming și este foarte bun pentru gaming, chiar l-am testat și o să ajungem imediat și la partea aceea, dar până să ajungem acolo, așa cum am prezentat și Nitro, are acoperire 99% din Adobe RGB. Drept pentru care am observat că are niște culori destul de corecte, inclusiv pe modul HDR, nu creează un contrast atât de pronunțat, atât de puternic, încât să aibă culorile acelea bombastice, ci sunt foarte apropiate de realitate. Pe lângă asta, el are niște moduri speciale de editare, are chiar pentru editare video, poți să te duci în Rec 709 sau în sRGB, evident, pentru foto, dacă asta îți dorești. Deci, este un monitor nu numai de gaming, el poate fi folosit cu ușurință și pentru editare. Trebuie de menționat că am observat că are 10 biți și doar dacă îl ducem în overclock, la 270 de Hz are 8 biți. Acolo scade puțin. Personal, l-aș folosi ca un compromis în 240 de Hz cu 10 biți pentru 30 de Hz în plus. Cred că e un compromis, sau de fapt 30 de Hz minus, e un compromis foarte bun.
nu cred că este o diferență atât de mare, atât de sesizabilă, încât să mergi pe, să-i faci overclock-ul și să te duci în 270 Hz. Deci părerea mea este că se vede foarte bine, am umblat prin setări, chiar am schimbat un pic, am dat un reset meniului pentru că înainte am mai fost la cineva și părea că n-am culorile alea așa corect, bune, era ceva neregulă, însă după reset și am văzut cu, așa cum vine el setat standard, mi se pare că arată foarte bine pe oricare din moduri, inclusiv pe modul standard sau pe modul HDR. Astea mi s-au părut mie cele mai bune de folosit. Sigur, el are și modurile speciale de gaming. Dar hai să, dacă tot vorbesc de meniu, hai să vedem meniu și facem o tranziție scurtă acum. Pac. Bun, dragilor, vom trece la partea de meniu. Trebuie să vă spun că are pe partea aceasta un joystick aici jos și încă 4 butoane. Primul de sus am observat că închide monitorul, nu-l voi mai apăsa acum. Și iar următoarele intră în acest mini meniu și pentru fiecare ai un shortcut, spune modurile, brightness-ul sau sursa pe care să conecteze. Deci pe fiecare ai apăsa apare asta și acum am intrat din greșeală în sursă, iată, ok. Dacă apăsăm inclusiv pe D-pad, ia să vedem dacă o să ies un pic, dacă dau în stânga, nu se întâmplă, dacă dau în dreapta, nu se întâmplă, dacă dau în sus, în jos, nu. Deci dacă apăsăm pe el, acest, iarăși acest mini meniu și încă o dată apăsăm, intrăm în meniul mare, ca să zic așa. Și prima opțiune, primul meniu este de cu setările de picture. Deci avem brightness, contrast, nivelul de lumină albastră, avem black boost, avem ACM, care este Adaptive Contrast Management, ceea ce înseamnă că face un contrast adaptiv și se are un timeout destul de rapid acest meniu. HDR, care se poate seta on-off sau auto, avem Super Sharpness și avem Max Brightness, care face un fel de overclock la luminozitate. Trebuie să vă spun că nu este o luminozitate extraordinar de mare, însă este foarte bună, este suficientă. Este fix cât trebuie, aș zice eu. Sub nicio formă nu este o luminozitate scăzută, să nu se înțelegeți greșit. Culoare, iarăși avem moduri în care putem alege standard, eco, grafică, HDR sau acțiune, racing, sports sau avem și un mod custom. Eu îl voi lăsa pe HDR pentru moment și ia să mai vedem, color space iarăși HDR și se poate seta în mai multe feluri. Avem sRGB, de exemplu, avem EBU, pardon, el schimbă automat fără să mă mai întrebe DCI, SMPTE-C, asta chiar nu știu ce înseamnă. Avem culori, un spațiu de culoare, așa cum îl numesc ei, standard, sRGB, REC 709, deci în caz că vreți să editați video mai profi, aveți posibilitatea asta, sau HDR. Bun. Avem și audio pentru că avem un jack, avem jack-ul doar pentru căști, nu și pentru microfon, însă avem și boxe integrate și trebuie să vă spun că le-am testat. Nu se aud foarte tare, se aude așa ca un fel de radio. Gaming, partea de gaming, avem Overdrive, avem FreeSync Premium, care normal că este pe on. Refresh rate, nu vreau să-mi arată refresh rate-ul pe ecran. Ultra Low Latency, care iată este pornit din standard. Și Aimpoint, dacă vreți, o țintă pe ecran desenată din grafica monitorului. Și on-screen display-ul, puteți să schimbați limba, transparența, câteva lucruri poate mai puțin interesante. Ok,
sursă automată, se poate, ok, assignment, deci se pot customiza butoanele, wide mode, full, bineînțeles, și nivelul de HDMI, de negru pe HDMI se poate seta, normal că va fi standard, quick start mode, nu știu, da, putem să facem overclock? Ia să încercăm. Da, overclock își pierde un pic din culoare. Dar mai puțin. Și overdrive nu pot schimba chiar dacă am overclock-ul pus. Și power off USB charge, deci se poate, pentru că unul din USB-uri folosește și ca încărcare. Vom lăsa fără. Ok, dar să trecem înapoi la concluzii. Bun, ăsta a fost meniu. Eu zic că e destul de simplist, dar este foarte, foarte suficient. N-ai nevoie de mai mult. Și o chestie care n-am menționată în meniu, pentru că era în modul HDR și opțiunile respective erau grayscaled, ca să zic așa. Dacă vrei să faci editare, ți se deblochează și acele, treci pe modul standard, ești din HDR normal, dar ți se deblochează opțiunile de ajustare de culoare care poți să faci pe 6 culori. Deci foarte, foarte fin. Bun, după cum ați văzut, are, ca și conectivitate, are două HDMI-uri, are un DisplayPort, se încarcă cu un cablu normal, acela cu 3 pini, ceea ce e foarte ok pentru că le găsești cumva pe toate drumurile. Are și conectivitate, are hub USB, are, dacă nu mă înșel, două USB-uri aici jos și alte două pe lateral, dintre care unul are și capabilitate de încărcare. Deci poți să-ți încarci telefonul, să zicem, direct din monitor. Hai să trecem și la partea, cred că mai importantă, partea de gaming, așa cum vine el prezentat ca un monitor de gaming. După cum o să încerc să vă pun aici un b-roll cu UFO test. În UFO test mi se pare că are puțin spre deloc, adică nu știu dacă e, cred că poate foarte puțin sesizabil ghosting-ul. Așa, cu ochiul liber, cu ochiul meu acum transpirat, obosit de la căldură, nu știu, dar o să puteți vedea b-roll-ul și o să vă lăsați și voi părerea voastră în comentarii, să spuneți cum este. Dacă are sau nu, cum vi s-a părut? Eu nu m-am uitat în slow motion, dar am filmat, am un cadru în slow motion și sper să fie și ok pentru a-l publica. Bineînțeles că am făcut și partea de test, am intrat în Counter-Strike și am zis hai să vedem într-o situație reală de gaming, nu un UFO test, nu un test parecum sintetic, să zicem, dar hai să vedem cum se comportă real. Și la fel este aceeași senzație, am avut-o aproape perfect. Deci foarte bun timpul de răspuns, se simte că este foarte bun. Dar la partea de ghosting, poate mic, puțin de tot. Deci din punctul meu de vedere este bun. Este bun pentru jocuri competitive, te poți juca chiar foarte, foarte bine cu el. Cred că am mai menționat lucrul ăsta, am testat și partea de HDR și mi-a plăcut foarte mult că el are un HDR 600, dar mi-a plăcut foarte mult că nu dă contrastul acela extrem de puternic încât să facă culorile alea complet bombastice și nerealiste. Mi se pare că chiar și în modul HDR este foarte apropiat de realitate. Culorile sunt foarte apropiate de realitate, ceea ce din punctul meu de vedere este un mare, mare plus. Deci dacă nu vă lăsați, e bine să nu vă lăsați impresionați doar de culorile alea supra-saturate.
monitorul ăsta nu-l are, ci este calibrat corect. Acum, evident că noi nu avem un colorimetru să vedem cât de corect este, dar vă spun că, după ochiul meu destul de antrenat, este foarte, foarte aproape de ce trebuie. Deci, din punctul ăsta de vedere, un mare, mare thumbs up. Apropo de conectivitate, are și un jack, că am uitat să-l menționez, dar care este doar pentru căști, nu și pentru microfon. Foarte important de menționat, pentru că știu că mai sunt oameni care se așteaptă să fie jack-ul cu 3 pin și care să meargă și microfonul, dar nu este cazul, este doar pentru căști. Boxele integrate, că tot spuneam, nu se aud foarte tare, cei drept se aud destul de încetișor și au un sunet așa... aș putea să zice cam ca la radio, poți să asculți la monitor așa dacă vrei. Deci nu, evident că lipsește basul și ce important este că nu distorsionează. Chiar dacă l-am dat tare, nu distorsionează bine, tare. Tare, cât știe el, tare. Stă așa ca niște boxulițe de laptop, ești ceva de genul ăsta. Cam asta este. Din punctul meu de vedere, sincer, îmi place monitorul. Este un monitor cinstit. Este un monitor foarte, foarte corect. Chiar dacă el este prezentat cu 270 de Hz, nu i-aș face acel overclock. Aș prefera 10 biți, eu personal, 10 biți cu 240 de Hz. Mi se pare un compromis extraordinar și l-aș folosi, cred că, în permanență, modul HDR. Nu m-aș duce pe standard, pentru că este destul de corect ca și imagine. De altfel, imaginea absolut impecabilă. Chiar am căutat așa câteva videouri pe internet și pe internet, pe YouTube, evident, dar se vede foarte crisp. Nu are, așa cum vine el setat din fabrică, nu are un sharpness setat foarte mare, nici mic, este exact așa cum trebuie. Deci se vede foarte curat, aș putea spune. Deci are o imagine extrem de curată și din punct de vedere sharpness și contrast și culori și absolut tot. Cam asta e din partea mea, sincer, foarte ok, deși parcă am menționat încă o dată că îmi place că se rotește foarte bine. Și adică are un unghi destul de mare și pe spate și când de la jos, deși asta poate mai rar ai nevoie. Iar ce l-am menționat este că atunci când îl rotește așa din această bază, el se poate duce fără probleme 360 de grade, adică poți să-l învârți, o să te încurci un pic cablurile dacă nu poți să-l învârți la nesfârșit. Dar da, el s-ar putea roti fără probleme. Bun, am lungit-o deja, cam atât din partea mea pentru astăzi. Eu am fost Mircea, noi suntem Vlogtehnica, spuneți-ne în comentarii ce părere aveți despre acest monitor, dați-ne un like, un share, un subscribe, vrem și noi să creștem, mulțumim! Ca întotdeauna ne vă mulțumim foarte mult de susținere și cam atât pentru ziua de azi. Mai testăm ceva și data viitoare. Pa, pa!